Oameni buni, o furtună se apropie și nu e bine. Cum am zis și acolo, să nu uităm. Bineînțeles că aceasta este luna specifică tornadelor, dar noi nu avem norocul ca în videoclip putea să se formeze o tornadă și să o filmăm. Dar apropo, avem norocul să filmăm o altă furtună. Și da, destrepă de acolo, subscribe și un like dacă mai vreți să continuăm seria asta cu furtuni și cu chestii despre furtuni. Da! Cum să vă mai zic? Hai să mergem puțin aici să vă arăt furtuna asta mai bine. Dar nu cred că vă arăt destul de bine. O luăm pe aici. Nu am multe drumuri de a ajunge la furtună. Dar eu nu o pot lua pe acolo. Și da, dați like dacă vreți să continuăm seria de pe TikTok cu viața la țară. Dacă nu știți cum mă cheamă pe TikTok, Ralu TTS. 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 Da, TTS. Avem aici straturi bune, dar cred că o să fie scoase din cauza furtunii. Asta e furtuna, dacă nu știați și dacă n-ați văzut-o. Cât de riscant e. Stați. Bă. Asta nu e bună. Oricum. E tot așa și așa. Cam complicat. Din partea aia vine furtuna. Da, da, să observați. Ce negreală e din în partea aia. Și din partea asta. Negreală mare. Să mă și bate vântul. Stai așa că nu e așa. Ok, puțin aici. Să-mi pun și gluga. Cugla. Dacă sunt aici. Am făcut eu acolo un videoclip la ala cu Siren Heads, la cu alea două pisici și cu cățelul ăla de pluș. Am pus funcția de comentarii, da? Sau mă uitați-vă la shorts-uri, da? Ziceți în comentarii la shorts-uri dacă vreți să fac un shorts. Adică să fie o oră, adică un videoclip scurt, cu o vreme extrem de rea. Sau dacă mai vreți videoclipul genul ăsta, să iau o muzică și să pun o imagine, știi, să filmez așa. Uitați că acolo la Siren Head-ul ăla a fost un mod, deci na, a fost un mod.
de pe de Minecraft. Un resource pack. Uite. Ia uite aici, s-a umplut oala asta de apă. Vine, deci am văzut că la vreme de ieri parcă era cod roșu de vreme extrem. Ieri, nu ieri. Da, ieri. Ieri. Ieri că era foarte cod roșu la meteo. Dar nici azi nu cred că va fi ceva mai fain. Da. Hai că mergem. Mergem în casă. O să mă poate așa ceva. Nu-i de glumit cu vremea asta. Călcam pe straturi. Mai era puțin și călcam pe straturi. Și asta e foarte bine pentru straturi și răsaduri. E foarte bine ploaia. Dar nu crea să fie straturile de ceapă. Straturile de ceapă. Beau un strat. Adică mi-am o fășie din asta. Nu știu usturoi. M-am vrut și ceapă, stai, nu știu. E diferența între usturoi și ceapă. Usturoi sunt frunzelele, chestiile astea, doar că nu așa ca un tub, ca un cilindru. Sunt așa, că este frunze, doar că foarte, ca și astea, doar că sunt frunze. Este fix invers. Da. E bine cu furtunile astea. Și v-am zis, se poate forma o tornadă uneori. Uneori da, uneori nu. Uneori s-ar putea, uneori nu s-ar putea. Dar dacă e ceva, un videoclip cu o tornadă, vi-l arăt. Vi-l arăt. Da. Cam acesta a fost videoclipul. Pa! Mergem aici, avem niște cartofi.